Să mă întorc acolo, mai bine solo, mai bine sunt doar una din ele, îți plac formele mele, te-ai pus în gând să fiu a ta. Pregătim să sunăm la doamna Cosma, să intrăm în dialog cu dânsa dacă va răspunde la telefon. Dacă mai face și altceva cu telefonul în afară de poze pentru profilul de la camera deputaților. De la camera, de știi că oamenii au Facebook, doamne, ăștia au camera deputaților. Vreau să mai remarc un lucru important, că până la urmă justiția nu e doar oarbă, da? Dar vedem că este și destul de goală. Da, păi ce care s-a deschis, ne-am blocat amândoi acum. Da. Ce să facem? Un om dezbrăcat, până la urmă, e un om care nu fură. Adică, până la urmă, și când te duci în fața justiției, te duci... Bă, așa propun să se apară în fața... Așa a venit pe lumea instanței. Asta, așa pleci de pe lumea asta, așa e intri sala de tribunal, cele trei momente cheie ale existenței umane. Deci, da. Am reținut de la doamna Cosma și compania. Da, dar vreau să vă arăt și compania. Deci, haideți cu doamna Cosma că... Sunăm în acest moment la doamna Cosma. Da, da. Liniște puțin. Să încercăm să dialogăm cu dânsa. Cu domnia sa. Cu domnia legii. Mai răspunde. A închis. Face, probabil umblă la legile justiției. Acum e poate... sub legile justiției cu cheia de 14. Reglează la legile, reglează legile justiției. Când terminați cu justiția, intrați cu un telefon la noi, ceea ce e foarte interesant și mie să mi se pare important. Tablou. Să completăm tabloul și până să completăm tabloul cu imagini, că la noi e pe bază, da, de imagini, să-l completăm cu informații. Acum nu știu dacă e o coincidență sau nu, dar pentru mită și tatăl și fratele doamnei deputat Cosma au probleme cu legea. Și au furat poate, sau mă rog, au prăduit, sau cum se numim eufemistic. Au șpăguit? Poate. Au acceptat o șpăguială. Potrivit acuzațiilor formulate de procurorii anticorupție. Da. Așa? Nu în beneficiu lor, ci pentru poate în beneficiu celorlalți. Poate chiar în beneficiu doamnei. Bă, pentru chiar? Asta de ca mea. Da, poți să condamni omul. Păi poți să condamni omul pentru așa ceva. Dar stai, dar pentru cine poți să mai furi? Păi da, domnul, ne învață domnul Daia chestia asta. În momentul când a fost acuzat că și-a angajat fiica în cadrul... Ce-i normal ca părinte? Păi dacă eu pentru copilul meu nu fac nu așa ceva... Meu influența în mod abuzic. Da, de asta mi se pare și o apărare de tribunal. Ați luat șpagă? Bineînțeles. Păi doar nu era să trag 10.000 de sfor să-i rezolv omului problema degeaba. Pentru dumneavoastră? Doamne, a ferit Dumnezeu, asta aminteam și eu. Pentru asta mă și jigniți, domne, mă și jigniți. Da, băi, acolo, pe pentru copil, da, i-am cumpărat, am pampers tot ce trebuie. Da. Ce e important de precizat e că doamna Cosma n-a gândit singurică această propunere legislativă. Are și colegi cu care a lucrat. Uitați, colegi în general. Colege. Da, acest selfie făcut în mașină. Poate de chiar în locul unde s-a inițiat poate această lege. Aici a pornit. Păi, ambele sunt deputate PSD. Da. Deputate PSD. Deputărese. Deputărese. Păi nu, dar mai vreau să mai spun că mai e o variantă, dar nu mi-e niciodată corect și nu pot să zic la televizor. E ok. Deci sunt practic în incinta mașinii. Ai dacă Ruceru și Alexandra, nu mai știu cum, Alexandra Prefro, mi-amintesc eu și vă spun. Cum o cheamă, domne? În fine. Mă rog, nu știu cât de relevant e acum. Da, Alexandra. Alexandra, da. Așa. Nu stă pe creier acum. Domnule, să fii tu deputat și să nu știu eu cum te cheamă, înseamnă că nu ești foarte important. Îți dai seama că e acum în fața televizorului și se enervează și hai, domne, hai! Zii, domne, cum vă cheamă! Domne, nu mai știu cum vă cheamă, vă rog un SMS. Doamna deputat, Alexandra și mai cum vă cheamă? Așa. Presură! Presură! Și nu mi-aș opti nimeni în casă. Așa, doamna presură. Aveți cuvântul meu. Aida Cărucerul e cu părul vâlvoi și doamna presură este așa mai așezată în dreapta. Da, mai părul lins, așa, da. Astea sunt două inițiatoare, co-inițiatoare. Mai avem co-inițiatoare. Haideți să mai dăm co-inițiatoare, ca să vedeți cine face... Doamna Andreea Cosma, da, trebuie să vedem fără burtieră. Dânsa doamna Andreea Cosma. Poate fi burtiera, ca altfel. Așa. Ca să înțelegem despre ce vorbim în viață. Da. Bun, făcea o lege obosită și după aia se băga la culcare, uite că se vede. Deci am dormitor. Toată ziua am făcut legi. După ce am muncit, da. După ce a făcut niște legi, se retrage la somn, a făcut o poză. Și mai avem o inițiatoare. Așa, iată-o și doamna Simona Bucura Oprescu.
Cu voia dumneavoastră, ultima pe listă. De la Argeș. Deci dânsele au încropit și cu, mă rog, ajutorul altor persoane. Și-au gândit ele așa să fie... Au stat, au pus și au zis, fata, tu ai depus vreo inițiativă. Și aș vrea în final să explicăm și argumentația domnului Rădulescu, mitralier. Că el a trebuit să argumenteze necesitatea acestei... Domnul Rădulescu, da, tot la mine da. Recurgi? Da. Am citit expunerea. Recurg la mitralier. Recurg la arme de distrugere masă, da. Să mă urască domnul Rădulescu. Am citit expunerea de motive redactată de domnul deputat Cătălin Rădulescu, care, atenție, n-a inițiat această lege, n-a nicio treabă cu ea, dar o justifică. Da. Așa. Și printre multe alte chestiuni deloc relevante, domnul Rădulescu spune în felul următor. Domnule, legea, așa cum e ea în vigoare, se presupune că cineva ar fi dispus să ia șpagă pentru sine, ceea ce, da, e normal, dar și pentru altul. Ori noi înțelegem, judecând, că nimeni nu ia șpagă pentru altul atâta timp cât el e obligat să facă ceva în schimbul acestei șpăgi. Da, nu e logic, domnule. Nu e logic, deci scoateți-o din... Lupta cineva nimeni n-ar face așa ceva, chiar scrie în expunerea de motive. Nimeni n-ar face așa ceva, adică să o scoatem de acolo. Dar tu dă-ți seama. Dom'le, dacă tu nu ești paga pentru tine, dar o iei pentru soția ta, e în regulă? Dar dacă tu, de exemplu, hai să presupunem că faci niște lucruri pentru, nu pentru România, ci le faci pentru o altă țară, de exemplu, e în regulă? Dacă e o șpagă pentru cine? Pentru Marea Britanie? Da, da, da. O șpagă pentru Donald Trump. Da, presupunând, luând acest exercițiu de imaginație așa, făcând noi... Da. Dom'le, dacă nu faci lucrurile pentru România și le faci pentru altă țară, e în regulă? Adică... Nu știu, mă întreb așa ca idee, ca tranzitivitatea oamenii ar spune că se numește trădare. Da. Mă, nu înțeleg unde vrei să ajungi. am făcut o scurtă paranteză. Am făcut o scurtă paranteză. Da. Deci, oameni buni, dacă trece această modificare la legile anticorupție și vreți să luați șpagă, ne spune doamna Cosma, compania, ați văzut-o, e bine, dar nu pentru, niciodată pentru dumneavoastră. Nimic pentru dumneavoastră, pentru familie, pentru apropiați, pentru rude, sau pentru un parț român. Ni se mai întâmplă niște lucruri importante, pentru că se lucrează la Parlament și mi se pare interesantă această chestiune în care ne uităm mirați, bă, dar muncesc ăștia ca nebuni, mă, e, uite, când... Pe suntem, final de an. Bă, încă suntem azi, mă, 8 pe decembrie, bă, mai sunt câteva zile și intrăm în Crăciun, domnule, ăștia muncesc zi și noapte, zi lumină muncesc oamenii ăștia. Zi lumină? E ok, zi lumină. Dar așa, și noaptea. Și noaptea, chiar și noaptea. Și ei vin și te explică. Nu, domnule, nu e nicio grabă, că noi am inițiat chestiile astea undeva din iunie. Da. Discutăm. Bun, dar de ce ești la serviciu la ora 7 pe 18 decembrie? Acum le scoatem ochii că s-au dus la muncă. Păi nu, mă, dar... Lasă-i să stea, problema nu e că stau. Stați, domnule, acolo, din punctul meu de vedere, puteți să și dormiți în Parlament, cum a dormit senatorul ăla de Timiș, îl băgase pe PDD în Parlament, pe da. Unul. Ion Iovan, dacă nu mă înșel, îl cheamă, uite că ți-am zis că la memorie da. Așa. Și a trecut, bineînțeles, la PSD, doamne iartă-mă să faci. Și la un moment dat, când s-a certat cu neperiștii, cu așa, au intrat aia peste el într-o sală și scoteau așa, chiloții de raft, deodorant. Și omul acolo locuia. Și ce faci, domne, aici? Aici stau. Și l-a întrebat poporul, în jurnaliști. Mă, tale chiar aici dormeai? Da. Și unde te spălai? La baia, aici, mergeți pe dreapta, acolo găsiți bărbați prima, după aia e ușa. Păi, dar de ce? Păi mi-am pus banii de cazare, i-am luat și pe aia de cazare, 1000 de euro, i-am pus și acum am, nu știu, câte zeci de mii de euro. Știi ce mi se pare interesant? Și că am pus deoparte și am stat acolo în Parlament. Până la urmă, actualii parlamentari fac același lucru. Mi se pare că sunt acolo, se spală. Deci acum... Cum există spălarea de bani, există și spălarea de parlamentari. Bună seara, Ingrid Mocanu. Bună seara. Suntem sub imperiul emoției acestor modificări ale legilor justiției și vreau să vă... Câte minute avem la dispoziție? Că înțeleg că vă grăbiți. Sau e ok să nu... Da? M-auziți? Da. Așa, noi discutam în primul rând, am luat în discuție o primă inițiativă interesantă a... Nu e neapărat prima, dar e foarte interesantă. Înțeleg că din Comisia Iordache a ieșit votat, deci aprobat, amendamentul potrivit căruia președintele nu poate refuza decât o dată numirea unui procuror șef de instituție, deci procurorul general, șeful DNA, șeful DICOT, și atunci trebuie motivat. Asta a fost o chestiune foarte comentată. Și vreau să o comentăm și noi. Și mi s-a părut interesant să intrați dumneavoastră, că am văzut că argumentați foarte logic inițiativele acestea ale domnului Iordache. Nu, să știți că în vigoare, dacă vedeți textul în vigoare, era la fel, numai s-a adăugat doar motivat. Motivat, da. Da, doar cuvântul motivat. Oricum, deci, puteți să refuze doar o singură dată și până acum. Nu ne auzim. Ne auziți? Doamna Ingrid Mocanu, ne auzim? Deci să le face legătura, că nu ne auzim. Nu ne auzim.
Mai de, mai sună toată și dați un pic mai tare ca să o auzi aici. De ce mi se pare interesant să vorbim cu doamna Ingrid Mocanu? Pentru că eu chiar sunt curios să stau de vorbă cu un om care argumentează aceste legi ale justiției, aceste modificări ale legilor justiției, le argumentează ca fiind totuși o idee bună, o inițiativă favorabilă. Păi da, și eu vreau. Ce te-am zis și eu să nu vorbim? Nu, poate ai explicat de ce am ales să pot însa. Bun, da. Și vreau să întrebăm și de această idee, de ce vorbeam mai devreme, de inițiativa anticorupție, ca să zicem așa. Inițiativa anti-anticorupție. Anti-anticorupție, despre care mai să încercăm să o sunăm iară pe doamna Ingrid Mocanu. Da, încercăm să o sunăm. Bun, asta este ce se întâmplă în acest moment. Se modifică legile justiției, se muncește cu oarecum. Bună seara din nou, ne auzim acum mai bine? Da, bună seara. Da, așa. Eu vă aud. S-a întrerupt. Bun. Vă pusesem această primă întrebare legată de refuzul domnului Claus Ion, domnul președinte, până la urmă. Are voie să refuze o singură dată și spuneți dumneavoastră că s-a adăugat doar cuvântul argumentat, că până acum era motivat. La fel. Da. Motivat. Da, da. Deci da. Până acum putea să refuze nemotivat, acum trebuie să explice de ce refuză. Teoretic, potrivit legii, dar eu zic că în practică trebuia să explice oricum de ce refuză. Dar până acum nu avea voie să refuze decât o singură dată? Da, era la fel. Era la fel că putea să refuze o singură dată, dar nu era cuvântul motivat. Nu era cuvântul motivat. Asta a schimbat oarecum lucrurile. Pe de altă parte, discutam un pic mai devreme, până revenim la această chestiune, despre deputata Andreea Cosma, care a venit cu o propunere legislativă la legea anticorupție. Știi despre ce e vorba? Da. Parcă am auzit ceva. Am auzit ceva, da. Eu cred că orice modificare care aduce un plus de valoare, da, adică să precizăm foarte clar ce este infracțiune și ce nu este infracțiune. Da. Este un câștig pentru societate, pentru că nu poți să spui într-o lege ceva și după ce cetățeanul citește în lege ceva, se duce și DNA-ul citește altceva. Adică orice se modifică într-o lege, eu cred că este binevenit, sigur, în măsura în care se aduce un plus de valoare și un plus de protecție dreptului cetățeanului. Să nu ne imaginăm că fuge coruptul și nu mai răspunde. Bun, aici e vorba despre faptul că ai putea cumva, problema era motivul, motivația infracțiunii. De exemplu, dacă furi pentru altcineva, asta este deputata Andreea Cosma, asta... Da, că era eliminată sintagma, era folos direct sau indirect, da, pentru tine. Și adică ce eliminat se întâmplă astăzi? Ziceau ei că nu numai la asta, știi sintagma asta, nu știu de ce au folosit doar pentru această infracțiune, că la mai multe infracțiuni este această sintagmă. Păi și vi se pare te duci la serviciu, da, te duci la serviciu și spune ei, vezi, doamne, nu l-ai cunoscut pe ăla, habar nu ai cine este, dar te-ai dus la serviciu și dintr-o eroare, pentru că tu așa ai interpretat legea, dintr-o dată te-ai dus să-l îmbogățești pe unul. Și aceea este o faptă penală. Nu! Interpretarea diferită a legii, așa cum judecătorii acum ies afară și urlă că nu vor să răspundă pentru interpretarea diferită a legii, nici la un alt funcționar nu trebuie să fie faptă penală. Cum să fie faptă penală? Că eu am citit cumva legea și cineva s-a îmbogățit pentru că așa am citit păi eu legea. Păi e o diferență totuși, numai un pic. Aici trebuie să considerăm totuși o diferență între a fi magistrat și a fi un funcționar public. Cum păi este da, și o diferență? Păi nu mai vedeți, dacă ești parlamentar, cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Păi numai, numai adică magistratul are două am capete, înțeles, trei capete. Am înțeles, dar numai o secundă, vreau să semnalăm un lucru. Există imunitate, de exemplu, la parlamentari, nu? Există imunitate. Cum să există imunitate? Doamne, ferește, nu există nicio imunitate. Cum nu există imunitate la parlamentari? Nu, pentru nu ce există? Pentru declarații politice. Deci am înțeles, deci doamna Ingrid Mocanu, dumneavoastră spuneți mie că un parlamentar poate fi percheziționat sau reținut de pe stradă, nu? Aceea este o altă formă, nu este imunitate. Dar ce este aceea? Este o protecție care se acordă și cum se de numește arestare și de percheziție. Bun, pentru... și sinonim pentru protecție nu e imunitate? Nu, este nu, o formă de protecție care imunitate înseamnă că nu răspunde. Păi da, nu poate fi reținut, nu poate fi arestat, nu poate fi percheziționat. Fără avizul camerei din care face parte. Da, dar până la avizul camerei nu poate fi reținut, nu? Reținut, arestat sau percheziționat, dar răspunde, a spus că are imunitate și nu răspunde. Păi bun, nu se aplică toate prevederile legale asupra lor. Practic intervine. Păi nu se aplică, nu e adevărat, așa scrie în Constituție, nu că nu se aplică. Așa bun, scrie în Constituția României și așa scrie în toate constituțiile lumii moderne. Bun, dar ce vreau să semnalez aici este că există o diferență între cetățeanul obișnuit și cel care are o anumită funcție. De aceea mi se pare că există o diferență între a fi magistrat și a fi un individ... Nu există nicio diferență dacă îmi dați dumneavoastră un de lege care să impună această diferență, eu să știți că mănânc. Nu există. Singura diferență între magistrat și funcționar este la răspunderea materială, punct, el răspunde pentru rea credință sau gravă neglijență, dar nu în altă situație.
Nu există o supremație a magistratului deasupra funcționarului. Păi există, de exemplu, faptul că nu răspunde este o diferență. Că nu răspunde în fapt. Păi nu răspunde în fapt, dar potrivit legii ar trebui să răspundă ca orice funcționar. Da. Știți? Că asta e problema. Nu se aplică legea pentru el, că el se crede mai deștept. Bun, dar nu am să revenim la discuția despre doamna, propunerea doamnei Cosma, că am dat-o magistrat, ne-am dus în altă parte și nu prea ne interesează. Da. Cum adică putem lua mită pentru altcineva și în regulă? Adică dar noi nu, mită, că nu stăm n-ați, dar n-ați văzut propunerea, nu se referă la nicio mită. Ce n-am văzut? Cum n-am văzut? Mita este, ia uitați-vă unde e mita reglementată. În codul penal, măcar nu modifică codul penal. Folosele cuvenite poate lua cineva? Doamne ferește, dar vorbiți despre altă faptă penală. Dar despre ce faptă penală trebuie să vorbim? Păi despre fapta pe care ziceți dumneavoastră s-a modificat-o sau a propus-o spre modificare, doamna deputat. Da. Ați citit propunerea legislativă? Păi am citit-o, e în legea 78. În legea 78 e luarea de mită sau e în codul penal luarea de mită? Păi nu, dar la ce faptă se referă? Nu mă întrebați pe mine. Spuneți-mi dumneavoastră este direct. Este vorba despre o faptă așa din legea 78. Este da, ceva cu divulgarea. Care ceva fapta de genul ăsta. Care e fapta? Care e fapta, doamnă? Diferența este că și acolo spunea în scopul obținerii unor foloase pentru sine sau pentru altul. Și acum așa este pentru sine un folos direct sau indirect. Și ce înseamnă foloase cineva, nu șpagă? Adică acel cineva și ar trebui modificate, nu numai acolo, vă spun, la ar trebui modificate. Dar nu mă interesează unde ar trebui modificate. Eu vă întrebam dacă acum e în regulă să ia șpagă pentru altcineva. Foloase necuvenite pentru altcineva. Dacă discuția dumneavoastră o reduceți, o păi coborâți la nivelul nimic. Străzii. Foloase necuvenite. O ducem în concret, atunci nu reducem. O ducem în concret. Păi haideți să fim mai aplicați. Dar nu e nicio șpagă, nu e vorba bun, de nicio ce înseamnă foloase necuvenite? Ce înseamnă? Felicitări de Crăciun? Telefoane de zi de naștere? Încă o dată, așa cum spuneau că fură pe abuz, așa spune și păi haideți să vă spun eu cum arată, că văd că n-aș citi proiectul de lege. Da, ia spuneți că sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine de bani, bunuri, ori alte foloase materiale necuvenite, doamnă. Așa. Bă, așa. Bani, când iei bani, păi ziceți ce, dar ia citiți ce anume, două puncte, după două puncte alea, asta e important. Folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității. Ce vedeți? Deci nu e niciun furt și nicio șpagă. Cum adică folosirea deci de... Deci el se duce la serviciu, deci continuați cititul propoziției. Se păi duce la serviciu și folosește niște informații. Da, care nu sunt destinate publicității. Pentru el. Da, le folosește niște informații la care avea acces prin prisma funcției, da? Da. Și dacă ia banca să le... Da, și câștigă niște bani. Până acum nu era vorba de foloase materiale, era vorba de alte foloase și puteau să fie interpretate că sunt voturi, relații sexuale și altceva. Nu, doamnă, nu. Deci că nu asta este așa problema. Dar nu cred că vorbim de alte legi. Deci haideți să lămurim. E un pic zăpăcit. Deci, da, în momentul de față, noi vorbim despre modificarea articolului 12 din legea numărul 78/2000. Care nu e cu corupția, care nu este cu luarea de mită, de exemplu. Este cu folosirea unor informații. Bun. Folosirea unor informații la care ai acces prin prisma unei funcții. Da. Bun. Le folosești acele informații care nu sunt destinate publicității. Da. Pentru că ai primit bani. Da. Și e regulă. E faptă penală. Păi nu, păi asta scrie acolo în lege. Ce citiți dumneavoastră, da, că ai primit bani, păi deci e faptă penală. Și dacă penală, eu am primit bani și susțin că am primit bani pentru Radu, nu mai e nicio problemă. Păi dar cum să primești bani pentru Radu? Ai primit tu, deci ai beneficiat tu de ei. Păi și până acum ar fi pentru mine sau pentru Radu? Dacă eu iau banii în numele lui Radu. Păi de ce a trebuit modificată dacă e? Păi să luați, domne, banii în numele lui Radu. Păi dacă luați în numele lui Radu, în România n-ați auzit că cineva ia banii în numele altcuiva? Cum adică? Vă pot da și niște nume. Deci și nu luați pentru dumneavoastră? Cum să luați în numele altcuiva? Păi așa vreau eu să iau pentru Radu. Care e problema? Spuneți mie pentru cine să iau șpagă dacă iau? Nu vă spun. Dacă eu iau bani pentru altcineva, înseamnă că e în regulă, nu? Dacă, de exemplu, un parlament... Vă fac o paralelă. Vă fac o paralelă. Un parlamentar care susține că va face... Să știți că aici s-a ajuns, mergeți în piață, că și abuz era tot furt. Să știți că nici abuzul nu e furt pentru altul. Folosul pentru altul pe care nu-l cunoște, duci la serviciu să muncești de nebun, nu este faptă de corupție. Am înțeles. Credeți-mă. Deci muncești de nebun când folosești informații. În nicio țară, un om pe care nu-l cunoști, nu te duci la serviciu să muncești, să-l îmbogățești. Dar nu-i vorba dacă de un om care nu-l luați bani pentru Radu, este un folos pentru dumneavoastră. De ce? Păi dacă iau bani pentru cine altcineva, cum e folos pentru mine? Cum să luați? Dar sunteți, doar dacă sunteți nebun, atunci mergeți la ospiciu. Puteți să luăm în calcul și faptul că suntem ticăloși. Adică nu trebuie neapărat să... Ticăloșia poate fi atunci de nebunie. Dacă nu vă este cunoscut, rudă, familie, cum așa, unul de pe stradă, luați bani pentru nebunie. Da,
așa, ca să fac, ca să petrec legea. Merge la ospiciu, atunci nu cred că la ospiciu. Nu cred că la ospiciu, cred că la pușcărie, că dacă vă gândiți bine, sunt atât de inventiv. Nu cred că la ospiciu, trebuie să mergeți dacă faceți o faptă de acasă, înseamnă că sunteți nebun. Uitați că în ziua de astăzi, până intră în vigoare modificarea doamnei, domnișoarei Cosma, se face pușcărie dacă e bani și pentru altul. Nu se face. Păi dar scrie în lege pentru sine sau pentru altul? Pentru că nu era încălcare de lege. Bă, pentru că era o interpretare tendențioasă a legii. Păi scrie în lege pentru altul? Nu. Trebuia să fie un altul cu care te aflai într-o relație. Nu scria cu care te aflai într-o relație. Ce scria în lege? În această lume, să știți, textele astea în toate statele normale la cap se interpretează în sensul că acel altul trebuie să fie cineva în legătură cu tine. Sunt nu unul de pe stradă, că nu ești nebun deci ca funcționar să mergi la serviciu să lucrezi pe dar noi nu suntem într-o țară civilizată din altă lume. Deci noi plecăm foarte rău că nu suntem într-o țară civilizată din România. Deci că asta e problema, că în loc să ne civilizăm, păi n-avem cum să ne civilizăm, că noi occidentalizăm legislația, dar păstrăm tot politicienii. Haideți să ne civilizăm, iată că este un bun început ăsta. Ce-ar fi să ne civilizăm? Păi ce-ar fi să începem cu politicieni? Păi ce-ar fi? Duceți-vă și luați pe aia. Deci noi ne civilizăm la legislație, dar pe politicienii lăsăm tot pe aia necivilizați. Doamna Ingrid Mogan, fac o scurtă paranteză. Păi schimbați-i, doamne, dar de ce nu mergeți la vot? Am înțeles. Păi noi mergem la vot, dar merg prea mulți care au altcum de vedere. Numai o secundă, doamna Ingrid Mogan. Îl avem pe Cătălin Tolontan la telefon, pe care l-am auzit dimineața. Nu, haideți că deja mă grăbesc. Da, acum vă grăbesc. Eu am intrat să vă explic ce cred eu ca jurist, nu îmi folosește la nimic, nu-mi trebuie legea asta, nu sunt politician și n-am furat nimic în viața mea. Bine. Chiar nimic niciodată. Bine, rămâne cu Cătălin Tolontan dacă vă grăbiți, Bruce. Vă grăbiți atât de tare. Bruce, vă grăbiți. Bună seara, Cătălin Tolontan. Bună seara. Cătălin Tolontan, discutam un pic mai devreme această inițiativă interesantă pe care am auzit-o dezbătută și dimineața la B1 TV, depusă de deputata Andreea Cosma. Și de alții. Și de alții, mă rog, alții. Și de un grup de parlamentari români. Da, 15 parlamentari. Și s-a ajuns la concluzia că nu e chiar atât de grav. Pe nu, a ajuns doamna Ingrid Mocanu la concluzia asta. N-am ajuns la nicio concluzie. E foarte bine. Nici nu e normal să ajungem la vreo concluzie unanimă într-o societate atât de diversă și democratică. Pe de altă parte, legea trebuie să fie clară pentru toată lumea. Adică nu trebuie să fie interpretabilă, nu trebuie să aibă... Asta mi-a spus și mie un avocat astăzi, că până la urmă curios pentru faptul că totuși într-o justiție unde există o acuzare și o apărare care își prezintă versiunile în fața unui judecător obiectiv și imparțial, nouă ne lipsește la formularea legislativă apărarea. Cu alte cuvinte, ne lipsește din spațiu public, cred în acest moment, punctul de vedere al asociațiilor avocaților. Și am discutat cu un avocat să-l întreb de ce lipsește vocea asta. Da. Și omul mi-a spus că au hotărât barourile și celelalte asociații profesionale să nu se implice. Era nemulțumit personal. M-a rugat să nu-i dau numele, însă mi-a spus ceva legat de principiu, dacă vreți, și sper să mă pot face înțeles față de publicul dumneavoastră. Avocatul care a vorbit a spus așa: e foarte bine că se schimbă anumite aspecte ale legii și putem discuta, pentru că avem interese opuse. Uneori avocat și procuror, și e normal să le avem opuse. Democrația și legea nu funcționează decât dacă există aceste interese opuse care sunt echilibrate apoi. Ca să fie clar, deci nu e nimic ilegitim ca procurorii să vrea ceva într-o lege și avocații să vrea altceva într-o lege, spunea el. De exemplu, din punctul de vedere al său ca avocat, este foarte bine să te introducă partea care ține de responsabilitatea magistraților, respectiv a procurorilor și a judecătorilor. Da. Cătălin Tolontan, vreau să te întreb în legătură cu chestiunea aceasta foarte clar. De exemplu, în cazul Gala Bute. Dacă aceasta era în vigoare, această, mă rog, inițiativă, ar fi schimbat ceva în cazul Riții? Ar fi schimbat ceva? Da, ar fi schimbat ceva și am și scris asta. Ar fi schimbat ceva și anume, în momentul în care un ministru, de exemplu, scoate bani prin anumite firme din ministerul său și banii nu ajung doar la el, cum s-a întâmplat în Gala Bute, adică nu doar la Elena Udrea, ci și la alți oameni care n-au nicio legătură de rudenie cu ministrul respectiv, păi partea asta, de fapt, ar fi fost dezincriminată. Trebuie să te întreb, că tocmai am ieșit într-o discuție tensionată cu doamna Ingrid Mocanu, care mi-a spus că dacă iei bani pentru cineva care nu ți-e rudă, deși acolo ești nu vorbim, trebuie să te duci la ospiciu, ne-a trimis la ospiciu dacă gândim așa. Să înțeleg că în Gala Bute au fost și procurori și psihiatri, sau să înțeleg că doamna Ingrid Mocanu vede doar jumătatea plină a paharului PSD-ist? Eu nu insult niciodată opinia al cuiva. Este dreptul dânsei, încă o dată, este dreptul dânsei să judece așa. Însă, atunci suntem în situația în care noi practic legiferăm și dezincriminăm fenomenul haiducilor. Păi, în varianta postmodernă. Există oameni care au primit foloase necuvenite pentru alții? Există așa ceva? Sigur că da, bineînțeles că există, pentru că ai... Vreau să știu.
ai promis anumitor oameni, ai promis, de exemplu, că în Gala Bute ministerul va da 2 milioane și jumătate de euro. După aia la recepție nu mai dai 2 milioane și jumătate, că nu poți, da? E, da. Dar dai, dai doar 2 milioane, e, dar, aia, dar acea jumătate de milion o dai tot prin firmele care au luat bani din minister. Bun. Iată, ăsta este un exemplu clasic. Deci legea are un impact. Legea are un impact. Ceea ce mi-a spus avocatul și e foarte interesant, da, este următorul lucru. Dacă s-ar aplica, dacă legea ar fi modificată în așa fel și oamenii pot înțelege imediat, asta ce ar însemna? Că dacă intri în casa cuiva și iei televizorul și îl dai de pomană, da, după aceea, nu ți-l iei tu acasă sau nu-l dai vărului tău, nu mai poți fi legat. E, în cazul privat, legea va funcționa în continuare, dar în cazul public, adică în momentul în care se intre în sufrageria noastră tuturor, în buget, ca să fac această, dacă îmi permiteți această metaforă, nu vei fi pedepsit decât dacă, intrând în buget, pleci tu cu ceva în buzunar. Dacă dai de pomană sau dai cuiva unde procurorii nu pot stabili care e legătura ta cu acel om care i-ai dat bani, servicii, avantaje, materiale și așa mai departe, scapi. Ceea ce nu este deloc în regulă. Deci se legalizează. Ceea ce nu este în regulă deloc, pentru că ăsta... Dar noi pentru bugetari. Da. Haiducie, dar pentru bugetari, pentru funcționari. O altă haiducie, ca să o numim așa, dacă vreți să ne intrăm sub egida acestui termen, modificarea propunerilor șefilor parchetelor s-a produs astăzi, cumva. Știu, dar nu comentez, că n-am vorbit cu niciun specialist pe tema. Eu am relatat publicului dumneavoastră opinia unui specialist, avocat, care este opus, e un om care se luptă zi de zi cu procurorii în instanță, în legătură cu o chestiune care, pe de o parte, îi avantajează pe avocați și alta pe care îi dezavantajează pe avocați. Pe de altă parte, mi se pare anormal, tu ca meseriaș, ca avocat, deci tu ca breazlă, care trăiești din ceea ce argumentezi în fiecare zi, din ceea ce analizezi și argumentezi, practic, da? Așa te aperi clientul, să te abții să vorbești într-un domeniu atât de important. Mi se pare anormal pentru ei ca profesioniști ai argumentații. Mulțumim, Cătălin Tolontan, pentru intervenție, pentru lămuriri. Eu cred că a fost destul de clar ce a spus Cătălin Tolontan, dar eu nu las discuția cu Ingrid Mocanu așa, doar pentru că se grăbea foarte tare. Eu îi citesc din expunerea de motive și eu am convingerea fermă că doamna Ingrid Mocanu, care e o specialistă în drept, presupun, fotograful la televizor, dar habar n-are despre ce vorbeam. Asta e părerea mea. Dacă se eliberează și revine pe telefon, putem să vorbim. Citesc din Cătălin Rădulescu, deputat PSD, care a motivat, cel care a redactat expunerea de motive, da? Deci eu, poate sunt subiectiv, poate lucrăm am apărat. Cu materialul clientului. Bun. Legea numărul 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție a fost adoptată pentru contracararea activității ilicite a unor categorii de persoane care, prevalându-se de funcții, atribuții ori însărcinările privite, încalcă legea cu scopul vădit de a dobândi pentru ele sau altele bani, bunuri sau alte foloase materiale. Bun. În fapt, incriminează faptele de corupție ca forme agravante ale infracțiunilor de luare de mită, dare de mită și trafic de influență. După care, sintagma pentru sine sau pentru altul a urmărit în concepția legiuitorului evitarea situației în care autorul faptei, deși comite o infracțiune, ar putea să invoce în apărarea sa faptul că nu-i beneficiarul foloaselor rezultate. În fapt, o asemenea abordare nu are legătură cu realitatea. Punct. E fix ce am spus noi. Fix ce am spus noi și dăm motive pe care încă nu le înțeleg, dar o să le aflu. Nu vrea să le accepte și doamna Ingrid Mocanu. Avem imagini cu domnul despre care vorbeam mai devreme. Vorbeam de domnul Rădulescu puțin mai devreme. Un pic. Da. Păi dacă îți scrie în expunerea de motive că despre asta e vorba, de dare de mită, de luare de mită, de trafic de influență, îți spune domnul Rădulescu că la astea se referă și că domnule n-are cum să le ia pentru altcineva. Cum vii și spui că nu despre asta vorbim? Că parlamentarii n-au imunitate decât pentru declarații și vot în plen? Că hâr, că mâr, că te grăbești? Hai să luăm publicitate să mă calmez și eu puțin, te rog frumos. 2-3 minute și ne întoarcem. Bună, România, ne-am întors în direct, ne-am mai liniștit un pic pentru că, pe de o parte, știm să ne enervăm, dar mai ales știm să ne și calmăm când e cazul. Pe de altă parte, am mai urmărit un pic, am mai reluat un pic discuția cu doamna Ingrid Mocanu și pare din ce în ce mai caragioasă. Discuția mă refer, nu doamna. Discuția e stupidă, ne-am mâncat câteva minute din emisiune. În primul rând, bine, eu n-am intervenit foarte mult, că nu înțelegeam unde vrei să ajungi cu întrebările, că se dusese în refuzul lui Iohannis, în nu știu ce, dar haideți că ne semnalează oamenii pe Facebook că nu facem corecții. Dom'le, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Eu cred că ne-am pierdut timpul. Vorbim cu doamna Ingrid Mocanu,
care a mai și spus o prostie, a spus că domnul și până acum o singură dată putea refuza președintele. Doar că acum trebuie să și motiveze. Doar că acum trebuie să și motiveze. Nu, domnule, în legea în vigoare nu scrie de câte ori poate refuza președintele Claus. Nu scrie o dată, de două ori, de 11.000 de ori. Deci data viitoare când mai intrăm cu doamna Ivi Mocanu. Nu mai intrăm, mai intrăm, dar doar după ce se după ce vorbești înainte cu doamna Mocanu și te lămurești că a citit legea despre care vorbim. Mică, da. Și discuți tu. Că acum să începem să spunem, în legea în vigoare n-avea voie niciodată. Na, cuvântul meu împotriva. În legislația în vigoare nu scria o singură dată. Asta e invenția Comisiei Iordache. Vă spunem că poate o mai auziți în altă parte spunând aceleași lucruri. În fine. Până la urmă, nu asta contează în viață, contează faptul că avem un buget. Asta e altceva. Și avem și poza zilei. Avem și poza zilei pentru că ne-am făcut un obicei la ora asta să difuzăm momentul cel mai important al zilei. Îl avem pe domnul Tudose și cu această afirmație pe care dânsul și-o asumă. Buget de ce exist? Asta este poza zilei pe care vă propun. Asta este. Domnul Tudose a apărut astăzi cu aceeași nonșalanță cu care discutam mai devreme cu doamna Ingrid Mocanu, la fel era, la fel de festiv, la fel de tu stai seama entuziast. Că abia acum are sens ce am comentat noi la începutul emisiunii, că nu ne dădeam seama ce-o fi spus domnul Tudose. Nu sunt moralist, nu sunt materialist, nu sunt manelist. Sunt bugetist? Nu! Domnul a spus, eu nu exist. Asta a spus, de fapt. Eu nu exist pentru că buget, buget, să numești buget ce o să vă prezinte în cele ce urmează nu, demitarii noștri. El vine și vă spune că e bine, el vine și vă spune că totul e foarte funcțional. Deci, că totul, buget. Deci cumva aveți impresia că, nu, impresia este că suntem întâmpiți. Adică în momentul când îl auzi pe un om care vine și te explică cu atâta aia... Să ne ducem la ospiciu, zic. Fericire. Că totul merge bine și părem așa, noi agitează și asta agitează de foarte bine, noi ne agităm că nu știm pe ce cheltuim toți banii ăștia. Hai să vedem, domnul Tudose, într-un moment de euforie... Un moment de existență. De existență. Când exista. Euforică. Dubito ergo cogito. Haideți cu domnul Tudose. Anul acesta am avut toată încrederea în economie, în special atunci când tot felul de călăreții apocalipsei se îngrămădeau să ne vestească sfârșitul. Începând din august, după cum știți, se propovăduia faptul că nu mai avem bani de salarii, nu mai avem bani de pensii, că închidem țara. Rezultatele demonstrează că am avut dreptate noi. O spun datele oficiale ale INS-ului, instituțiile financiare internaționale, FMI, BERT, Banca Mondială. Adevărul este unul singur. România a câștigat, iar toți cei care, din incompetență sau din ură, au propovăduit tot ceea ce este mai rău pentru România au pierdut și vor pierde în continuare. Suntem pe un drum bun și nu vom ceda niciun centimetru în atingerea obiectivelor propuse. Să nu ne ferim de cuvinte, tigrul Europei. Să zicem pe scurt, hai să simplificăm un pic discursul, tigrul Europei, România. Tigrul Malaezii, Sandokan. Când vă uitați așa la hartă, să vă... Uitați așa la domnul Tudose. Și mai ales când vă uitați la dânsul, dacă se mai uită cineva la domnul Tudose. Tigrul Europei pentru că lei nu avem. Adică l-am ascultat pe domnul Mișa, acum două săptămâni vorbea domnul Mișa. Ca lei nu stăm bine, ca tigru suntem... Deci poate popândăul Europei am putea fi mult mai elocvenți. Deci, spunea domnul Mișa în urmă câteva săptămâni, stați liniștiți, bani sunt. Și oamenii așa știi cum sunt, da, nu cred, domne, suspicioși. Da. Am întrebat pe domnul Mișa, dar de unde faceți dumneavoastră rost de bani? Așa că nu păreți prea de scurcăreți. Vând apă grea și vând licențe 5G. Atenție! Mare grijă! Apă grea și licențe 5G, ce... ne bogățim din asta. Din afacerea viitorului. Am spus telespectatorul să vândă și telespectatorii acum apă grea și licențe. Puneți mânta și vindeți. Deci piața de apă grea și licențe 5G ne va scoate din foame, spune domnul Mișa. Vă dați seama. Timp oamenii se ambalează în apă, vedem magistrații care sunt ambalați, după cum ne explică doamna Ingrid Mocanu, în apă. Dar domnule de nebun. Magistrații nu prea știu cu legile, nu știe de doamna Mocanu singura care. Și au ieșit, uite, de exemplu, la Cluj. Și au protestat într-o manieră interesantă. Oh. Toată lumea protestează interesant acum. Mai sunt protestele ca pe vremea noastră. Ei, uite, hai să dăm cu sonor. Aplauze. Toată lumea aplaudă la Cluj, protestul magistraților. 60 de magistrați. Nu, fără, credeam că se aude, e chiar dânsul, da? Deci, practic, puteți vedea că nici nu trebuie să detaliem. Practic, e un protest în care se aplaudă. Pe de altă parte, știți că a fost concert Ștefan Bănică Junior sâmbătă. Oamenii de la Ștefan Bănică erau aplaudând și ei. Poate erau împotriva legilor justiției și aia. Da, probabil că s-au ridicat. Ce mă deranjează pe mine la protestele astea inedite? Mie îmi plac protestele. Nu, hai să mai dăm exemplu de alt protest. Ai mai dat exemplu și de alt protest. Na, în weekend s-a mai produs un protest în care au participat și actori, de exemplu, Marius Manole, Oana Pelea. Protestul interesant, cu oameni legați la ochi, probabil trimițând la ideea de Oana Pelea, este chiar în cadru. E legată la ochi Oana Pelea? Da, justiția e oarbă, probabil. Da, la nas în jos nu o recunosc.
și cu legaz la gură unii dintre ei, în fine, e un protest interesant. Facebook. Un protest agresiv, un protest interesant. Vai, de ce au băgat eroare în guvern? Da, și în urmă cu două ore a mai fost un protest total... Cu luminițe. Nu cu luminițe. Ba da, cu luminița de la telefon. Da? Da, au prins lumini la telefon. Hai să vedem protestul care a fost în urmă cu câteva ore. Uite, domnul filmează acest protest. Astea sunt, ăștia sunt, nu e cu nicio luminiță. Aveau și luminițe. Da? Aveau la curtea de apel se prăjugea această luminițe, chestiune. Aveau, dar depinde dacă i-au prins pe soare sau noaptea. Protest al magistraților la curtea de apel. Deci proteste diferite, inedite, nu, artistice. Nu, este un protest în liniște, asta e ideea. E tăcere. Este protestul mut. Mut, asta e ideea. Protestul mut. Protestele toate au devenit foarte creative. Ele mi se pare că eșuează tocmai prin creativitatea asta. Deci zici că sunt făcute de agenții de publicitate. Cred că are Naumovic la treabă zilele astea. Domnule, că am 3 proteste de organizat, n-am timp de reclamele voastre. Da. Deci toată lumea protestează artistic. Deci dumneavoastră n-ați observat, stimați protestatari. Stimați protestatari de care sunteți dumneavoastră, în orice ați protesta. Da. Și noi protestăm constant. Mai concret un pic, vă rog. Dom'le, n-ați văzut că ordonanța aia 13 n-a picat decât când lumea a zbierat, 100.000 de oameni a zbierat, jos ordonanța 13? Că până atunci, jos după statul de drept, descălecați după legile justiției, nu e clar, n-au înțeles. Jos ordonanța 13. Aici trebuie mers. Nu vrem articolul 4, aliniatul 2. Acum am aplaudat, ne-am legat la ochi, mi se pare prea artistice, mi se pare că am căzut în metafora asta cumva, suntem prea interesanți. Nu te duci și place să vadă așa. Da. Hai, ce ori face ăștia mâine? Ieri s-au legat la ochi. N-am fost ieri. Ce frumos a fost când stăteam aici la balcon. Stăteau și cum erau toți legați. Erau toți, domnule, nu te cred. Mihai, nu te cred. Arată-mă, uite, ți-arăt pe telefon, uite. Mihai, poate-i băut ceva. N-am băut, uite, am firmat. Uite-mă pe telefon, uite-o pe ăla pe aici, legată la ochi. Nu-ți vine să crezi, uite-te mă, incredibil. Deci, practic, hai să fim un pic mai concreți în protest. Mi se pare că asta e o chestiune. Acum, dar pe de altă parte sunt niște oameni care probabil vin cu aceste idei. Radu, adică eu cred că protestul actorilor nici n-a fost luat în calcul și spun de ce. De când ce? S-au uitat, au zis, ce fac ăștia? Or trage vreun film. Ia, vă supărea ceva, Ioana Pilea, Marius Manole, fac un film, o nebunie de aia. Omul ăla filma, da. Tu fi gândit, băi, un film independent, buget redus, că vorba aia, știe tu, Dose, cum e cu bugetul redus. Ce înseamnă că reducere, buget redus are și el. Buget redus are și el, buget redus a gândit că are și filmul respectiv, deci protestul ăla de sâmbătă nu-l mai luați deci, în calcul. Deci, în curând, probabil vom protesta stând acasă, e o nouă formă de protest, stăm acasă. Păi magistrația a văzut azi aplaudând. Da. Păi să fii fericit de bine. Logica, domnule, de ce ai aplaudat? Dom'le, omul când aplaudă de obicei de bine. Adică păi cine aplaudă, domnule? Păi noi? Un gest reflex al... Da. Păi dacă au văzut, magistrații protestează în legătură cu deciziile puterii. Aplauz. Mulțumim, mai facem de-astea. Cred că a și atenție. Spus. Și stați să vedeți că mai avem unele până la Crăciun pregătit. Bun, între timp, apropo de Crăciun, se petrec lucruri interesante în țară. Uite, de exemplu, dau un exemplu de loc unde se petrece o chestie unde interesantă. Unde să mergem și noi? Unde mergem acum? Zic că îmi scapă, da. Așa, că nu găsesc exact unde. În fine. Hai să mergem întâi la Ploiești. Unde s-a făcut această trecere de pieton 3D. A și costat ceva bani. Modelul este luat de la Buzău, care este luat de la rândul său din Islanda, mi se pare. La Buzău, iată, în dreapta vedeți... trecerea de pietoni 3D din Buzău și în stânga este cea din Ploiești. Nu prea pare 3D, dar a costat 5.000 de lei, fără TVA asta. Ai trecere de pieton 3D? 3D. Ea nu păi e chiar 3D. Păi că desenea niște hot dogi. Ce porcărie aia. Încercăm să... Hai să sunăm un pic la... Dăm cum un telefon la primarul din Ploiești sau nu mai el deranjăm? El l-a desenat cu creta? Deci este probabil și bătaia asta de joc. Deci noi în primul rând noi n-am râs de trecerea de Buzău. Ăsta e momentul istoric să punem adevărul în matca asta. Da, a fost acuzat că am râs. Am fost acuzați pe nedrept. Am început ca Popescu, Tăricianu și Liviu Dragnea să vorbim. Deci am fost acuzați pe nedrept. Nu, asta e o mizerie. Asta din Ploiești. Vreau da. Să mai văd vreodată în viața mea. Deci am fost acuzați că am fi râs de trecerea de pieton din Buzău. Noi n-am râs de trecerea de pieton din Buzău. Dar râdem de trecerea de pieton din Ploiești. Aici să ne asumăm. Mai ales că deci trecerea din Ploiești a și costat, a costat cât a ceva. Costat această 5.000 de lei fără TVA. Bă, nu e mult. 5.000 de lei fără TVA, cremul știeștea? Nu e mult, dar nici... Adică se putea... Nu e mult, dar nimeni se trebuie. Se puteau... 1.000 de euro. Au prăduit 1.000 de euro să facă porcăria asta. Se puteau duce în altă... Și gândește-te că în Buzău n-a costat mai nimic pentru că a fost făcută cu elevi, cu ăștia de la colegiul de artă, cu bătaie de joc. Să-ți fie rușine, Ploiești, pentru ce ai făcut. Poftim? Să-ți fie rușine pe Ploiești. Mă, ce dramatic ai devenit. Deci nu mă știi că eu când am intrat pe legile justiției, deci m-am supărat și pe trecerea asta. Starea asta, așa știi. Nu m-am mai scos de nimic. Vreau altceva. Municipiul Moren din județul Dâmbovița. Nu e important asta, fii atent. Nu vreau pe aia cu trenul regal.
Până la trenul legal, zic foarte repede. Până la trenul legal, domnule, mulți moreni. Poate deveni celebru, uite, au avut o iesle, cumva pus acolo, cu ocazia Crăciunului, știi că mulți, unii sunt cu Moș Crăciun, alții înțeleg că e vorba cu idei Iisus, de și uite, i-au făcut, au înțeles așa lucrurile, au pus o iesle acolo, problema este că a apărut și o vacă care a început să mănânce din iesle. Cine domnul, este această vacă? În Moreni se întâmplă chestia asta. Cine este vaca de Moreni? Vacă, te rog să... Este o vacă de Moreni, a cui este această vacă? Trebuie să trecem la jigniri. Păi e normal? Ba da. Seama, nici nu poți să-l amendezi pe proprietar, că va spune proprietarul. Dom'le, dar ce? Mi-a adus mie iezle acasă? A mâncat pentru ea să răspundă? Mie pentru sine, pentru mine. Primarul din Moreni a trebuit să răspundă. Bun. Și trecem și la subiectul de pe care îl căutai, cel cu... Îl așteptam. Cu de-aia trenul. De-aia am venit la emisiune. Îl ținem așa simetric la încheierea emisiunii, ne întoarcem de unde am plecat. La gara. Ne întoarcem la gara, nu, dar nu la gara. Ba da, chiar la gara din Curtea de Alegeș. Ne întoarcem chiar la gara din București. De unde s-a plecat? De unde s-a plecat? Că e important, nu e unde s-a ajuns și unde s-a plecat. Dar e valabil și cu gara de nașa, nu contează. Da. Haideți să lămurim lucrurile. Știți probabil, oameni buni, v-ați gândit, noi v-am și prezentat, cam cât de popular a devenit Principele Nicolae, care nu mai e principe decât pe Facebook. Ba, chiar au scris dumneavoastră. Publicații străine de prestigiu, scris scris bine, Daily Mail, am văzut scrise articole în legătură cu The Sun, mă rog, tabloide. În sensul că vândute, în sensul că foarte accesate. Da. Au remarcat amploarea aceasta a Principelui Nicolae. Da, e un personaj extrem de prizabil, mai ales în comparație. E și nepotul regelui Mihai. Mama sa e fiica regelui Mihai. S-ar fi gândit oamenii că dacă l-au primit la mormântare pe nepoțel, îl lasă să vină și cu trenul până la mormântul regelui, la Curtea de Argeș. La Curtea de Argeș, la necropola regală. Domne, nu. Principele Nicolae, Radu, să știi că nu a avut loc în tren. Și știi de ce n-a avut loc în tren? Pentru că în tren, probabil, erau și alte personalități. Domne, era să spun afin, dar nici afin nu erau. Nu era fratele principelui Radu Duda. Deci fratele principelui Radu Duda a mers cu trenul cu majestatea sa decedată, defunctă. Dar nepotul de sânge al regelui n-a fost luat cu trenul. Ca să încheiem simetric de acea... Deci fratele ginerului e mai important decât nepotul direct. Dom'le, ce țarte? Nu, astăzi sunt supărat până mâine. Ca să încheiem simetric emisiunea, într-un fel, e bine să avem o casă regală, e foarte bine. Dar e bine să nu fie desenată, e bine să fie una autentică. Și ca să fie una autentică, ea trebuie să aibă un comportament autentic. Ceea ce vedem acum e ceva derizoriu. Da, e bine să nu fie o casă regală de chirpici. Da, bună România, ne întoarcem mâine, 6:30, să aveți o Românie bună în continuare. Silviu Mănăstire, B1 TV, pam, pam. Toate cele bune.